Laura și Sebastian sunt călători în basket, sunt un fel de consultanți pentru noi la Neața, pentru că știu să călătorească și mai ieftin. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim de invitație! Hai să facem o listă de locuri faine și poate mai puțin cunoscute din România. Vă las pe voi să începeți. Bine. Uite, satul Peștera, ai auzit? Doar... Ai fost? După nume, da. Peștera, Măgura. Măgura, zona Peștera, Măgura, exact. Sate din România. National Geographic a numit satul Măgura cel mai frumos sat din Europa. E undeva la 1000 de metri altitudine, la poalele munților Piatra Craiului și Buceci, e absolut superb acolo. Și da, e, poți să găsești și cazare foarte ieftină, pentru că în România există preconcepția că e scump, auzim mereu expresia de banii ăștia mă duc în Dubai. Da. Nu e chiar așa, pentru că dacă știi cum să cauți și știi ce să cauți și te orientezi, poți să găsești, de exemplu, aici, cazarea începe de la 130 de lei pe noapte, într-un loc chiar ok, cu o fermă unde poți să încerci și produse tradiționale, adică chiar poți să găsești în satul acesta cazări foarte frumoase și la prețuri foarte bune. Iar crede-mă, dacă te duci acolo și vezi spectacolul naturii, deci vezi bucegii așa, din pat, ai senzația că se prăvălesc așa pe tine, este senzație. Nu, ne place foarte tare acolo, am fost de foarte multe ori și mai ales iarna este frumos, dar vara nu mai zic, e o încântare. Și da, cazările la localnici, dacă cauți, găsești cu prețuri foarte, foarte bune. Da. Localnicii au început să mobilizeze, să găsești și pe site-uri de profil. Exact, este, exact. Foarte bine. Sau de ce nu satul Mara, îl avem chiar acum pe ecran, e un sat tradițional din Maramureș. Un sat unde, pe lângă partea de tradiții, avem și o piscină Infinity, ca cele din Maldive sau Bali. E o piscină deschisă pentru toată lumea, unde costă 50 de lei ca să intri și să te bucuri cumva și de un peisaj de poveste, pentru că din piscină, din acea piscină infinită, vezi o cascadă care cade acolo într-o păstrăvărie, foarte frumos. Acum vor deschide acolo și un hotel cu o piscină în formă de T, cum sunt cele din Alpii italieni. Deci e un loc, să zic așa, super instagramabil, satul Mara. E chiar super spectaculos și prețuri foarte bune și aici, de ce nu? Tot la sat. Tot la sat, da. Toate exact. Sunt la sat. Și hai să zic un oraș, ai fost la Carei? Doar am trecut prin Carei. Noi am fost recent și am descoperit, sincer, orașul cu aer vienez. Am descoperit castelul Caroli, mai puțin știut, mai puțin promovat. Și ce e tare, ce ni s-a părut nou aici, este faptul că primăria îți dă un card de reducere. Gratuit. Gratuit. Și poți să ai acces la castel gratuit, la strandul termal ai reducere, ai reducere la muzee, la librării. Adică dacă te cazezi în Carei minim o noapte, unde te cazezi primești un card și te duci ai gratuit la multe obiective turistice. Ceea ce înseamnă un buget mai mic pentru vacanță și eu sunt tare mândru de cum s-a schimbat orașul din care de fapt eu vin. Eu sunt trebuia să zicem Musai de Carei. E un oraș micuț, dar care s-a schimbat foarte mult și cu zone pietonale, cu un castel reabilitat absolut superb, cu niște catedrale care te duc cu gândul la Italia, un strand care are stribicii ca afară, foarte mișto, așa că Carei poate să fie o soluție pentru vara asta. Mai ales că sunt și reduceri. L-am pus pe listă, nu aș uite, uite, mă uitam în imagini, Râmeta, Râmeta, ai fost la Râmeta? Tot am în trecut. Alba, în Alba, doar că sigur trebuie să fi trecut, pentru că acolo e zonă de motor, de dus cu motorul. Jeremy Irons a făcut acolo un traseu cu motoreta și a spus că e unul dintre cele mai frumoase sate în care a ajuns el. E, noi am spus că e Elveția României, pentru că chiar așa arată, sunt niște căsuțe albe și oriunde te-ai afla, vezi, ai priveliște spre Piatra Secuiului, care e absolut superbă, e un loc absolut superb. Am notat. Și toate casele sunt albe, cu mușcate roșii, este foarte, foarte frumos și sunt și case vechi. Este un muzeu care trebuie vizitat acolo, un muzeu etnografic foarte interesant, cu mineritul cu... din ce a trăit zona până acum. Iar acum în imagine avem satul Mărișel. 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 Ai fost la Mărișel? Cluj. În Apuseni. Apuseni. În județul Cluj. E cea mai mare comună ca suprafață locuită din lume. Ah, celebru sat unde, da. Cred că a fost și Duța al nostru. Deci este cea mai mare comună pe cifre. Da, ca suprafață locuită, asta pentru că o casă se află pe un munte, cealaltă casă pe un alt munte, e undeva la 1200 de metri altitudine, e cam cât Clujul, tot satul, e foarte frumos și acolo, poți să patrumezi montane, poți să te duci la Beliș, la de ce nu să iei masa tradițională moțească într-o cabană în stil austriac? Există acolo o cabană de genul ăsta, e foarte frumos. Și poți gusta produse locale, tradiționale, de la localnici, foarte bune.
gem cu pâine, gem de la adevărat ca în copilărie. Ok. Și siropuri. Siropuri naturale, naturale, da. Făcute din produsele, din ingredientele oamenilor de acolo. Mai multe detalii oamenii pot găsi la voi pe blog. Lăsați și imagini și prețuri, ceea ce este foarte interesant. Călător în Bașcheț, evident că toată lumea cred că a auzit cel puțin o dată de oamenii ăștia care, sigur că ei se distrează, dar pentru ei este și o muncă și și lasă ceva în urma lor. Noi, în general, după ce vizităm ceva, lăsăm doar două poze și niciodată nu dăm toate prețurile. Unde plecați în următorul loc, vreau să știu, sunt mor de curiozitate. A venit super căldura, unde vă duceți? Facem un tur de țară, mergem întâi la Sinaia, după care mergem undeva în Mureș să ne cazăm într-un castel foarte frumos. Și după care, la Deva. În Deva, tot așa, pentru o experiență într-un conac foarte frumos de acolo. Mulțumim că ați venit pe la noi, ne vedem pe călătorinbașcheț.ro, unde găsiți toate detaliile. Aici așa e mai mult de gust treaba. Restul rămâne la experimentarea voastră.